Bună ziua, suntem acum cu Lucian Crinciu la Bate Toaca, un nou concurs, primul din Moldova. Mulțumesc, Lucian, că ai acceptat să fii alături de noi și ne povestești cum a fost în Transcarpathian Run. Însă, înainte de a ajunge la asta, aș vrea să te întreb, pentru că toți suntem la un concurs la prima ediție, cum a fost la începutul alergării montane în România, la prima ediție a maratonului Piatra Craiului? Și nu știu dacă poți să faci așa o comparație la modul cum a fost la prima ediție la Piatra Craiului și cum e aici la un concurs la prima ediție. Au trecut ceva. Au trecut, sunt aproape 8 ani. 8 ani de alergare montană în România. În care e fantastic tot ce s-a întâmplat. Nu-ți vine să crezi. Acum 8 ani nu puteam să ne întindem cu toată imaginația noastră. Nu cred că aș fi cuprins ceea ce s-a întâmplat în realitate. Prima ediție de Bate Toaca, un concurs extraordinar. Traseu frumos, peisajul minunat, muntele ăsta e fantastic. Foarte mic, dar este un conglomerat de frumusețe aici. Și oamenii de aici sunt foarte primitori. Nu știu, vor fi ei moldoveni sau nu, dar în Moldova oamenii sunt primitori și sunt cu inima caldă. Și ce să mai, într-un cuvânt, îl felicit pe Andrei și pe Răzvan că au ținut morții să treacă peste toate piedicile care li s-au pus și au reușit să facă concursul. Este o mare realizare. Aș putea să-l compar ca și atmosferă cu Piatra Craiului, cu Ecomaraton, cu Hercules. Deci e un concurs în aceeași idee. Okay. Aceeași idee. Mm-hmm. Acum au crescut foarte mult numărul concursurilor, la modul chiar și la alergare montană aproape, nu știu, odată la 2-3 săptămâni, mai ales pe perioada asta verii, să zicem, ai aproape un concurs, pe distanță mai scurtă sau mai lungă, au crescut foarte mult. Crezi că, nu știu, cam ce ai vedea tu, la modul, având în vedere, nu știu, că ai fost, să zicem, în fenomenul ăsta încă de la început și ai văzut cum a crescut, cam care crezi că, nu știu, va fi următorul pas sau care crezi că va fi următoarea creștere sau ce crezi că e nevoie în România ca să ajungem poate la nivelul altor țări cu, nu știu, mai mulți participanți, mai multe concursuri sau ce ar avea nevoie România pentru a crește fenomenul ăsta? Acum, nu. Vezi toate astea, vezi creșterea asta în ani, vezi cum oamenii își schimbă atitudinea, cum oamenii își schimbă echipamentul, cum deja se uită pe piață, testează, văd, cunosc mai multe lucruri. Astea sunt lucruri importante. Încep să se uite de la unii la alții. Asta este și efectul la Bate Toaca. Bate Toaca, organizatorii de aici au participat la celelalte concursuri, au văzut lucruri. Și asta este foarte important, că se uită, oamenii se uită în jur. Și de aici încep să se antreneze mai mult, încep să vadă programe, să se gândească la cu ce aleargă, ce e bun pentru el, testează. Și astea sunt lucruri care, de fapt, s-au întâmplat și afară. Și asta se va întâmpla și la noi. Acum vedem foarte bine că sunt câteva curse care îi stimulează pe alergători să se antreneze mai mult. Și pe vârfurile din alergarea montană, pentru că vrem nu vrem, avem vârf. Am creat niște oameni care ne reprezintă. Sunt unii mai buni, alții mai puțin buni, sunt orgolii, sunt trăiri, dar avem oameni buni, sunt câțiva care sunt foarte, foarte buni și atunci ei, cu cât e mai mare concurența între ei, cu atât va crește și nivelul la noi. Și vedem că marile firme sunt la noi deja, își expun echipamentele, încearcă să aducă sportivi de afară, să existe o comparație, un termen de comparație între ei. Și vedem că sportivii români sunt deja la un nivel destul de bun. Comparându-i cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, strict în jurul nostru, Balcan, să spunem. Balcanic, Ungaria, Slovacia, Cehia, suntem sus din punctul ăsta de vedere, suntem sus. Și acum, privind tot așa, vedem foarte mulți tineri venind, foarte, foarte mulți tineri și sunt incredibili, pentru că nu mai au nicio reținere, văd, se mișcă fantastic, în 2-3 ani cresc câți alții. Probabil ajută foarte mult și faptul că, să spunem, până acum, nu știu, la prima ediție la Piatra Craiului, poate nu aveau un reper, să știe până unde se poate. Acum știu că trebuie să țină după ăla din față. Exact, exact. Prima ediție de la Piatra Craiului, mi-aduc aminte că a fost și
Este chiar un tip din Bacău, de aici, George Coșa, obișnuit să umble pe munți destul de des și mă întreba, dar cum, ghidul ăsta, traseul ăsta pe care îl propuneți 17 ore, pe puțin? Ei, Gigi, o să vezi cum o să fii, tu vină încoace. Și a venit, a constatat că na, a venit în ghete și de atunci lucrurile s-au schimbat. Piatra care a fost, să zicem, prima parte din proiectul Carpathian Man, care s-a încheiat anul trecut cu prima ediție a Făgăraș 3 Race. Anul trecut știu că ai spus că a fost o cursă foarte grea de organizat. Toți care au venit de acolo au fost foarte, foarte mulțumiți și spuneai că te gândești să o organizezi o dată la 2 ani. Anul ăsta o organizezi din nou. Ce te-a făcut să faci din nou efortul ăsta să organizezi încă o dată cursa asta, să zicem, într-un an consecutiv? E vorba de Ultra Trail Făgăraș. Da, mă rog, 2004 a reprezentat un moment în care s-au schimbat câteva lucruri în viața mea. Și în bine, zic eu, un an în care m-am maturizat fantastic de mult și care m-a făcut să-mi deschid ochii mult mai mult. Și am început cu Piatra Craiului pentru că era la noi acasă și era, lucrurile sunt simple, sunt mult mai simple când îi știi pe oameni din jur și te poți ajuta, știi locurile, ai acces destul de ușor. De asta am început, să zic, proiectul ăsta Carpathian Man cu Piatra Craiului. Clar, de la primul Piatra Craiului până acum lucrurile s-au schimbat și am îndrăznit cumva să mă gândesc la Ultra Trail Făgăraș. El făcea parte din ideea inițială, de la început. De aia cumva se cheamă Ultra Trail pentru că vreau să fie o cursă dintr-o singură bucată. Uh-huh. Asta am păstrat cumva ideea asta. Am mers de foarte multe ori și am schimbat de foarte multe ori planul inițial care a fost acolo la Ultra Trail. Dar până la urmă am ajuns la concluzia că cea mai bună soluție este să fie o cursă pe 2-3 zile în care să facem asta, să avem timp să ne bucurăm, să nu șocăm pe cei care participă. Nu de asta avem nevoie, sau cel puțin. Mm-hmm. Nu de asta a fost nevoie în perioada asta. În momentul când încerci să dezvolți ceva, nu faci lucruri care îi distrug pe oameni și le distrug ideea, intenția de a alerga sau de bucuria de a alerga. Încerci să faci lucrurile să crească ușor. Nu știu dacă vom ajunge să-l facem să fie dintr-o singură bucată, dar până la urmă ideea asta de cursă în echipă și pe etape e o idee care ar trebui să fie folosită mai mult la noi. Că te fac să îi adună pe oameni împreună, au timp să converseze. Până la urmă asta este și ceea ce s-a întâmplat. Uh-huh. Și ceea ce a generat atmosfera asta din alergarea montană, faptul că suntem împreună și că stăm aici împreună și discutăm și interacționăm, asta ne va duce și mai sus din punct de vedere al performanțelor, pentru că chiar dacă suntem concurenți în timpul competiției în sine, nu? Aici suntem prieteni și vorbim și descoperim secrete și le împărtășim unul altuia. Asta este de fapt atmosfera care a generat ceea ce e aici, alergare. Și asta se va întâmpla, asta se întâmplă de fapt și la cursele astea pe etape, că ai foarte mult timp. Nu, cursa ține 8-10 ore, depinde de pregătirea fiecăruia, dar ai timp să vorbești cu ceilalți, să interacționezi cu ei, poți să-l vezi pe campion, îl simți, îl vezi câteva zile, ești în... Când stai doar așa câteva secunde la un concurs și te vezi doar un pic și mă duc acasă acum că am terminat. Na. Chiar și pentru mine e foarte dificil. De exemplu, la Piatra Craiului. Acum sunt foarte mulți concurenți. Aproape că nu-i mai văd pe oameni că vin acolo. Nu mai întâlnesc cu ei foarte mult. Nu mai interacționez cu ei. Fețele lor poate îmi rămân în memorie, dar nu mai îmi rămân numele, pentru că sunt foarte mulți. Și nu ai capacitatea fizică să recepționezi tot. Și asta e poate și motivul pentru care nu dăm medaliile imediat după ce sosesc oamenii. Pentru că acolo, în sala de premiere, toți vin pe rând. Ai timp să-i strângi mâna, să îi zâmbești, să interacționezi, să schimbi două vorbe cu el. Și asta este un lucru
care de fapt e important. Vrem să avem interacțiune, nu vrem să fim niște roboți. Vrem să simțim un pic de... Asta cred că cumva a crescut foarte mult și alergarea montană în România, că, de exemplu, în România, din ce m-am uitat așa la concursuri, numărul de alergători montani sau care merg la concursuri de alergare montană sunt destul de aproape, cel puțin la nivel de probelor lungi, de 30-40 de kilometri, sunt destul de aproape cu cei de la șosea. Și cred că asta este chiar din cauza asta, că la concursurile de alergare montană se creează totuși această atmosferă. La concursurile de alergare pe șosea ești totuși, e destul de dificil să creezi această atmosferă cu mii de oameni. Și atunci cumva lumea cred că este foarte atrasă de genul ăsta de atmosferă și se simt altfel, se simt mult mai bine la concursurile de alergare din montană. Cred că aveam nevoie de atmosfera asta. Că toți anii ăștia din urmă, nu toți anii ăștia de comunism, nu, comuniștii ăștia nu ne-au învățat altceva decât cum să fim mai singuri și să nu interacționăm și să fim mai bănuitori și mai puțin atenți cu cei care sunt în jurul nostru. Nu de asta avem nevoie noi. Și oamenii se schimbă. Și asta e, până la urmă, asta este cea mai mare realizare a noastră. Oamenii încep să interacționeze și trec peste asta. Și când îi vezi pe copii ăștia, iarăși un punct de ușit la bate toacă a fost concursul de copii. S-a făcut un concurs de copii de la prima ediție foarte reușit. Vin copiii ăștia din urmă și nu mai au nicio temere, se bucură de ceea ce intră în atmosferă. Am văzut tineri venind și copii, de fapt, care au crescut în anii ăștia de alergare, au crescut mari și deja pe lângă faptul că sunt unii care deja concurează, dar intră în atmosfera aia de concurs și se duc acasă și schimbă. Deci astea sunt lucruri care schimbă mentalitatea omului și ne face să fim mai aproape unii ca de alții. Și de asta avem nevoie. Nu avem nevoie de indiferență interumană. Avem nevoie să fim unii cu alții. Și chiar de aia suntem aici. Că interacționăm. Sper să nu se schimbe nimic. Anul trecut a fost un an în care, ziceai tu, la 2-3 săptămâni. N-a fost chiar așa. A fost chiar aproape în fiecare săptămână o cursă de alergare montană. Și au fost și câteva... Fiind un trend deja să organizeze o competiție de alergare montană, au fost și câteva curse foarte urâte. Da, au fost. Deci care au ieșit din tiparul ăsta frumos care l-am făcut împreună. Au ieșit un pic din tiparul ăsta și au fost făcute curse doar de dragul de a fi o cursă. Am făcut și noi o cursă aici, în care oamenii nu au depus pasiunea celorlalți. Ce să mai e? S-au făcut lucruri care se fac de fapt în viața de zi cu zi. Hai să facem ceva doar de dragul de a face. Dragul de a face. Ne depunem pasiune asta. Cred că concurenții oricum încep să, deja având destul de multe curse în România, cumva se triază în mod natural, să zic, cursele de genul ăsta, pentru că ok, faci o cursă, la prima ediție îți vin, nu știu, 100, 200, 300 de oameni, dar dacă nu reușești să creezi atmosfera asta care sunt la alte concursuri, în a doua ediție nu o să-ți mai vină. Pentru că deja, cel puțin ca și concurent, ai destul de multe opțiuni ca și curse și atunci trebuie să le organizezi foarte bine ca să-ți vină și la a doua ediție. Probabil asta este o selecție naturală. Dar în același timp se pot crea momente dificile, să zic, pentru oamenii care participă acolo și nu simt același. Nu. Da, mă rog. Important este că alergăm și că ieșim în natură și cursele astea ne pot face pe noi sau ne ajută pe noi care avem de transmis ceva, ne ajută să putem să comunicăm oamenilor ce vrem, să putem să facem educație în rândul lor. Să le arătăm respectul nostru și, firește, așteptăm și ceva de la cei care participă să întoarcă acele monedele astea către noi, către toți cei care organizează curse, către natură. E important. Asta, de fapt, este dialogul. Că trebuie să fie un dialog între organizator și toți cei care participă.
Aș vrea să trecem acum la proiectul de anul ăsta, sau super proiectul, nu știu cum să-i spun. Simplu proiect. Este totuși, na, la o pleacă scară... Pleacă de la mine simplă. Da, să alegi turul bucla asta. E o mică ta, nu? Da, așa, aici pe hartă pare destul de puțin. A fost. Întrebarea ar fi, nu știu, cum ai ajuns la ideea asta, sau cum, de la ce a plecat? Întotdeauna am fost un... Mi-a plăcut să fac ture în Carpați. De când mă știu, de mic făceam ture de... Cred că prima tură de mai multe zile am plecat de undeva din Retezat și am ajuns până în capătul Făgărașului. Eram tare tânăr, cu bagaj. După aceea am constatat că alergând poți parcurge niște distanțe incredibile. Incredibile. Asta a dus până la urmă și la, la Piatra Craiului și la Titul. La mișcarea asta de alergare mentală. Și, na, acum este și aici un pic de egoism. Nu mai pot să fac față la tineri, la lupii ăștia tineri. Și atunci am zis, ia să mă orientez un pic. În altă direcție. Să deschidem, de fapt, vorbind serios, e, ideea a venit că, ca, și la, ca și la Piatra Căului, e o poartă deschisă. Poate fi o poartă deschisă pentru, pentru oamenii din alergare și nu numai pentru oamenii din alergarea mondială. Poate fi o poartă deschisă spre noi, spre noi orizontul. Așa cum a fost cu Piatra Craiului și s-a întâmplat ceea ce avem acum. Și asta poate să fie. Și hai să ne cunoaștem mai mult ceea ce avem. Pentru că avem foarte multe lucruri. Avem foarte multe lucruri de învățat și foarte multe lucruri de descoperit. Și lucruri incredibile. Pe care trebuie să le... Ca să poți să le prezervi, ca să le poți conserva, trebuie să le, să le cunoști și să fii acolo. Asta e cel mai important lucru. De asta nu avem o, o relație foarte bună cu autoritățile, pentru că ele nu mai vin în teren. Ele stau doar acolo. La birou. Stau în birou. Au câțiva consultanți sau ce știu, câțiva sfătuitori, dar nu mai simt pulsul, oamenilor și asta a fost ideea. Am plecat pe jos, am făcut câteva tururi pe jos înainte de asta, prin zona noastră. Vezi lucrurile astea. Adică ai timp să le vezi și descoperi lucruri care nici nu-ți poți închipui că se există, sunt la câțiva metri de tine, dar nu le vezi pentru că ești mult prea grăbit, mult prea absorbit de mult, prea multe lucruri. Asta nu mai știm să ne bucurăm de un ritm mai încet de viață. Facem prea multe lucruri și din motivul ăsta îl facem superficial, că nu mai avem foarte multe. Cum ți-ai făcut planul? Cum ți-ai ales locurile prin care să treci? Cum... Cât de greu a fost toată pregătirea asta dinainte de a pleca în tura asta? Am luat harta, în primul rând am luat harta. Da, aveam câteva locuri în care, sau câteva idei, direcții de, prin care să-mi fac planul. În primul rând aș fi vrut să ajung prin toți munții în care să țin competiții de alergare montană. Ca să fie ca și prima tură de Carpați Meridional, nu? De la Ecomaraton la Hercules, a fost o idee de hai să încercăm să unim toate astea. Să... Și e o idee generată tot de, de comunicare și de familie. Și asta a fost una din, din direcțiile care am urmărit. Apoi a fost locuri prin care n-am fost niciodată și am zis că vreau să și au mai fost iarăși câteva locuri în care am zis trebuie să fie neapărat pe, pe munte. Important să fie. Au fost și zone de trecere, dar ideea asta de trecere între munți să fie cât mai scurt posibil. În același timp am considerat necesar să trec și prin anumite localități și prin anumite zone care au ceva de spus în, în
prin tradiții, prin oameni, prin tot ceea ce oferă satul. Am ținut morții să trec prin câteva locuri care au fost foarte importante. Sau sunt foarte importante pentru noi, pentru noi. Am ținut morții și să plec de la Sarmista Giteza pentru că acolo sunt rădăcinile noastre. Și de la Sarmista Giteza, dacică, regia. Și am ținut morții să mă întorc tot acolo pentru că lucrurile astea, dacii umblau foarte mult pe jos. Totul se făcea pe jos, totul. Noi nu mai gândim la fel ca și oamenii din trecut. În momentul când facem obosim un pic, nu mai reacționăm la fel. Am vrea să fim în mașină, am vrea să avem confort. Și ei au fost niște exemple pentru întreaga Europa la moment. Cum ai trecut prin foarte multe locuri, prin foarte multe regiuni. Cam cum ai simțit tu oamenii în momentul în care treceai, nu știu, te întrebau de unde ai plecat și unde vrei să ajungi și care era reacția lor? Cum percepeau lucrul ăsta, că tu vrei să alergi tot arcul carpatic? Oamenii sunt incredibili. Deci oamenii din zona de satelor sunt incredibili. Sunt și uscături, în este foarte clar. Dar marea majoritate a celor cu care am intrat în contact au avut o reacție pe care mă așteptam să o aibă. Sunt primitori, sunt calzi, sunt gata să-ți ofere patul lor și să te primească în casă și să-ți ofere mâncare. Dar un necunoscut până la urmă. E mai puțin important ce faci. Sau... Erau gata să-ți ofere toate ajutoarele astea, pe care nu prea le vezi. O atitudine pe care nu prea vezi în orașe, unde ții totul numai pentru tine. Prea, nici măcar nu prea intri în contact cu cel de lângă tine. Este o altă civilizație. De fapt, asta este civilizația care ne-a adus pe noi aici. Orașele sunt distrugătoare de civilizație și de comunicare. Și de către care probabil ar trebui să tindem un pic și să ne aducem aminte de unde am plecat. Și exact. Să nu... Cumva a avut și o latură de readucere aminte și de a-i face pe oameni să redescopere toate lucrurile astea. Apoi am încercat să am încercat să trec prin anumite zone care sunt oaze de ecoturism. Suntem de ceva ca și persoană, ca și asociație, suntem parte a asociației de ecoturism din România și încercăm să promovăm de fapt valorile importante în România, să le promovăm prin asociația de ecoturism. Se fac eforturi deosebite și încet, încet se văd și roadele. Și iarăși lucrând ca și ghid montan în Carpații noștri, observăm toate lucrurile astea, le văd pe fețele oamenilor care vin. Am destul de puțin contact cu români, să zic. Dar cei care vin de afară sunt nebuniți de ceea ce văd aici. Deși sunt foarte multe chiciuri, foarte multe gunoaie, peste tot. Dar sunt nebuniți de natură, sunt nebuniți de tradiții, de oameni și de interacțiunea cu oamenii din localitate. Au fost zone pe care le-ai descoperit cu ocazia acestei ture și care, nu știu, te-au impresionat într-un mod deosebit sau, nu știu, fie oamenii, fie tradițiile, fie pur și simplu locul, natura de acolo? Ce spun, la Sarmista Giteza n-am fost niciodată. Deci, absolut niciodată n-am fost în zona aia. Am încercat să ajung, să zic, să fac o recunoaștere așa a locului în care, da, s-a întâmplat să fie în același timp cu o proiecție și întârziam la Sibiu. În zona asta de Padi și Apuseni, care am parcurs-o foarte puțin, foarte puțin am fost în zona asta. În zona Vrădeasa am mai fost. În Maramureș, ca și zonă de tradiții, foarte puțin. În Râna, în Munții Râna am fost. N-am fost niciodată în zona aia Mese și absolut niciodată. Iarăși, în rest,
În rest, da, n-am fost absolut niciodată în zona asta, de sub, în zona de Carpați Orientali, Nemira, Brețcului, Ciucului, mai puțin, am făcut acolo câteva bucăți, Munții Vrancei, absolut niciodată. Noi când, sau la început, gândeam așa, ăștia nu sunt munți. Noi vrem munți să-i cățărăm și să-i urcăm. Dar sunt parte din Carpații noștri și trebuie să-i cunoaștem și pe ăștia, pentru că, cunoscându-i și pe ei, putem să facem comparații. Și avem o imagine completă a ceea ce avem aici. Acum, nu pot să zici că am făcut alpinism în toți munții ăștia. Sunt puțini munți în care să faci alpinism real, da? Îi avem așa cum sunt și au alte bogății. Alte bogății, altă natură, e cu totul altceva. Nu faci altceva decât să-ți completezi imaginea. Îmi dau seama că a fost o tură... A fost o tură extrem de grea și întrebarea este dacă, nu știu, te-ai gândit să o repeți, nu neapărat poate în această formulă, nu știu, poate pe bucăți, sau te-ai gândit să, nu știu, să mergi în zonele pe care le-ai văzut și să mergi să le revezi, sau... Asta încerc să fac tot timpul, de fapt, și faptul că am ținut atât de morți să avem concursul de alergare montană, așa, să acopere toată harta României, cumva, faptul că mergem la concursurile astea de alergare montană nu sunt altceva decât prilejuri să revenim în zona aia și să refacem anumite trasee, poate stăm mai multe zile și atunci putem să facem mult mai mult, să redescoperim anumite zone pe care le-am văzut sau să descoperim munți noi. Nu știu dacă... Nu m-am gândit încă dacă să o repet sau să o fac într-o altă formulă, tura asta. Ideea a fost să deschidem o poartă pentru oameni. Pentru ce? Și eu sunt convins că vor fi oameni care să repete, sau nu neapărat traseul ăsta, că a fost câteva locuri pe aici și prin zona asta de Munții Lăpușului și... dacă vezi tracul GPS acolo, ai crede că a fost pus pe hartă, a fost pus pe Google Map, direct, fără să fii în zonă. Și au fost niște locuri în care nu te poți gândi că poți trece. Sau... Tufișuri, pădure foarte multă tăiată, asta e o caracteristică care se vede în Carpați, foarte multe pădure tăiată, oamenilor le pasă mai puțin de ceea ce au și chiar și cei de la țară, din păcate, înainte tăiau pădure sau tăiau lemn pentru că aveau nevoi personale sau foloseau. Da. Acum taie lemnul pentru a-l duce la valorificare. Să-l valorifice foarte ieftin, ca materie primă și atât. Și asta se vede pe oameni, că nu mai țin foarte mult la pădure. Sunt foarte multe locuri în care s-a tăiat incredibil lemnul. Ce? Avem așa... Statistic vorbim, în 20 de ani de care am trecut de după comunism, s-a tăiat o treime din pădurile României, din suprafața care am avut-o până în 1989. Și nu oamenii care se duc și taie un copac sau adună o creangă din pădure sunt cei care distrug pădurea, ci sunt autoritățile, cu cei care ar trebui să păzească, cu regiile. Cei care taie în mod, să zicem, mecanic. Silvice, că tai un om cu drujba un pic, e... care nu le mai pasă nimic. Le pasă doar de comisiune. Știu că în tură ai fost odată însoțit de o echipă tehnică și o echipă de filmare, cel puțin pe anumite porțiune, și ai avut și o cameră cu tine, o cameră de adventure. Ai apucat să te uiți cumva pe cameră, să vezi, nu știu, ce cadre ai surprins sau... Acum... În tură, de fapt, n-am fost singur. Și tura de acum 2 ani din Meridional, care am făcut-o împreună cu Bogdan. E drept, în teren am fost eu pe traseu, sau eu am fost starul, eu am fost omul din fața camerei. Dar în spate există o echipă tehnică care e foarte importantă. Fără ea nu s-ar fi ajuns aici. Sau... La fel s-a întâmplat și în tura asta. Fiind vorba de 30 de zile, ne-am luat 30 de zile, am zis. Clar nu poți să ai... un suport care să stea 30 de zile cu tine. Suntem
trebuie să și trăim. Mm-hmm. Eu aveam gândurile mele și aveam planul meu, dar pentru ceilalți e mai greu să fie motivat să fie trist, mm-hmm. să zic. Și atunci am avut mai mulți oameni care s-au oferit să mă susțină în ideea asta și în caz că aveam nevoie să fie prezent acolo, mm-hmm. să conducă mașina, să fie mamă, tată, bucătar, fată în casă. Și în prima fază l-am avut pe cumnatul meu, pe Dani Spudă, mm-hmm. cu care am făcut o mare, mare parte din tot ceea ce... Mai mult de 3/4 l-am făcut cu el. Deci toată zona asta de occidentali, nu? Cele 7 zile cu a 8-a zi de transfer, a fost transfer pe rol între Zalău și Baia Mare, a fost incredibil. Până apuse nu ne-am văzut 3 zile. Uh-huh. Și 3 zile nu ne-am văzut, dar în rest aproape în fiecare seară ne vedeam. Și aveam, sau dacă erau secțiuni și de role cu combinate cu alergare în acea zi, el era prezent acolo unde spuneam. Uh-huh. Avea și el hartă, se ducea pe drumurile care... Am avut și o mașină, am avut noroc cu o mașină 4x4, o Dacia, niște. Duceam traseu. Și el era prezent acolo tot timpul și trebuie să ai mare răbdare. Adică eu clar vedeam lucruri minunate. Trebuia să stea, să fie prezent acolo. E drept, a avut și el bicicleta și pe timp mai dădea înceturi. La un moment dat, de aici, din pasul Oituz, am făcut schimb. Deci Dani a trebuit, era chiar în preajma Paștelui. Uh-huh. Dani s-a cerut acasă. Și deci Emanuel Dobrinoiu și cu Nicoleta, cu soția lui, au fost împreună cu noi și ne-au condus până la Moieciu. Și până la Moieciu au fost cu noi. După aceea, cumva a fost gândul să fim acasă, la propriu spus, de sărbătorile de Paște. Și după aceea am avut și în ziua următoare, când am făcut când am plecat în Făgăraș și au fost iarăși cu mine și Dani m-a preluat apoi de la ieșirea din Făgăraș, de aici din zona Avrig, m-a preluat și până la ultimele 3 zile am fost împreună cu el. Deci cam ei au fost în echipa de susținere concret, au lucrat în echipă. Și că în perioada asta, înainte de Moeciu, ai avut și niște oameni care cumva te-au însoțit, nu ca echipă tehnică, ca, să zicem, prieteni care au mers cu tine în tură. Da. Și au încercat să țină, am înțeles că nu prea s-au ținut sau făceau eforturi mari să... Glumeau. Deci în primele 3 zile de Apuseni, de fapt de la momentul startului până aici, la unde am trecut Arieșu, chiar înainte de urcarea spre... Astea au fost momentele importante și momentul în care te rup de viața de zi cu zi și pleci mai departe, pleci, de fapt, intri în ceea ce ți-ai propus să faci. Și sunt dificile momentele astea. Și mai ales că în perioada de dinainte de plecare nu... Și n-am prea mișcat mare lucru. Sunt multe de făcut să le lași, cumva, fiind perioada destul de mare, trebuie să pregătești lucrurile pentru partea cealaltă a vieții, de fapt, să le lași cât de cât în ordine. Și atunci, primele 3 zile au fost... Chiar au fost momente în care mă gândeam, băi, sigur nu o să merg. Sau mă gândeam la... Aveam în cap... Ai în cap ideea asta tot timpul, ai putea să renunți sau pentru de ce faci asta. Dar faptul că Codruța a fost cu mine acolo în cele 3 zile m-a susținut teribil. Deci dacă ea n-ar fi fost în astea 3 zile cu mine, probabil aș fi plecat acasă. Asta era o altă întrebare. Cumva, na, este o tură foarte lungă care îți implică mult, na, și psihic și fizic și... Nu știu, emoțional, că ești departe de familie. Ce te-a susținut? Ce te-a ajutat să nu zici, mă sui mașină și plec acasă? Bine, glumesc când zic că aș fi plecat acasă, că nu. Dar a fost important aportul adus de ea, mai ales că
au fost probleme cu picioarele, de fapt, cu tot felul de articulații, inserții de tendon pe os sau genunchi sau tendonul Ahile. Cu piciorul stâng n-am avut absolut niciodată nicio problemă cu tendonul lui Ahile de la stâng. Dar s-a găsit atunci. Și am trecut peste asta fiind ea acolo și tot ea a găsit în zona de Tunata o plantă. Okay. O plantă magică. Deci în tura asta n-am prea folosit lucruri din lumea reală, știi? Din lumea civilizată. Și am găsit, din punct de vedere medical vorbim, am folosit o plantă, se cheamă pedicuță, este o plantă magică. Deci este o plantă radioactivă și are proprietăți antiinflamatoare. Deci când l-am detunat acolo, în ziua a doua a fost, n-am făcut altceva decât am scos o fașă elastică, am pus un prin strat de fașă elastică și apoi planta și după aceea am bandajat. Și toate locurile în care aveam probleme, și au fost câteva, toate părțile bandajat. Deci până acolo mergeam, mă chinuiam să merg. Pe ziua aia a început să-mi revină moralul și simțeam de fapt că nu mă mai supăr. Deci planta și făcea... La un moment dat a apărut o poză cu tine, exact aici, și erai bandajat pe picior, să înțeleg că asta era... Aveam aceeași, de fapt, făcusem un fel de genunchieră. Da, aici în Ceahlău am avut, da? Am avut așa un fel de genunchieră cu care era foarte multă plantă. Și a fost ceva probleme cu genunchiul. Dar nu prea stătea, asta a fost problema. De fapt era sugen. Da, în schimb, aveam. Ai o altă grijă față de tine. În momentele astea, când ești cuplat în ceva care durează atât de mult și e atât de important să fii bine, începe să spezi de tine. Nu mai pierzi vremea cu lucruri inutile, știi? Să te uiți la televizor sau... Întâi ai grijă de tine și ești preocupat de tine, să totul să fie perfect. Pentru a doua zi și după aceea poate să te mai gândești, dar în general te duci și dormi. Te odihnești pentru a doua zi. La ritmul ăsta de tură, mergi zi lumină sau mergi cât e lumină, seara poate ai ceva activitate, dar în general te duci și dormi. Deci intri cumva în ceea ce făceau și bătrâni. Nu aveam prea mult curent electric și nu întârziam, nu depășeam ora 12-1. La a doua zi dimineață, la ora 5, ești în picioare, pentru că nu pierzi timpul. Exact. Nu pierzi lumina. Exact. Pierdem momente esențiale din viață, trezindu-ne foarte târziu. Dar asta se întâmplă pentru că dormim foarte târziu. Și... Când dacă am ajuns aici, dacă poți să te gândești, nu știu, care crezi tu, nu știu, o lecție sau mai multe pe care le-ai învățat în tura asta? Ce, nu știu, cu ce crezi că ai rămas tu ca și, nu știu, învățăminte sau... Pe lângă priveliște pe care le-ai avut, ce ai învățat? Atât, nu știu, despre tine, despre... E imposibil să nu te vezi pe tine sau să nu ai contact cu tine într-o astfel de tură. E imposibil să nu ai contact cu oamenii și cu natura. Îți schimbi percepția. E foarte complicat după aceea să te integrezi, să te reintegrezi în ceea ce era. Înveți să te cunoști pe tine, înveți să te lupți cu tine, în primul rând, de fapt nu neapărat cu tine, dar cu ideile astea care sunt, le avem întipărite de când suntem mici, în cap și în alt. Că nu e bine să faci, să ieși în desculț afară, sau să stai în ploaie, sau să intri în apă, sau să pune pe tine, să nu-ți fie frig. Astea sunt niște pași greșiți pe care... Părinții, prin dorința de a-ți fi bine, îi fac. Și din mici pași pe care ai putea să-i faci în sensul bun, faci niște pași mari invers, în direcția cealaltă. Ori nu avem nevoie de foarte multe lucruri, nici ca mâncare, nu avem nevoie de diversitatea asta, de nebunii. Poți să trăiești foarte simplu și stomacul și corpul tău va reacționa cu totul altfel. Adică el se obișnuiește să aibă
puțin. Nu suntem făcuți, nu suntem niște mașini de mâncat. Asta se întâmplă acum, din păcate. Trebuie să-i dăm exact cât îi trebuie. Folosim foarte mult, nu știu, am încercat să folosesc cât mai mult ceea ce am găsit din natură. Firește că am și cumpărat produsele. Am încercat, iarăși, în general, am încercat să luăm ceea ce găsim în zonele alea. Asta este un lucru care e foarte important și care ar trebui transmis multor. Dacă tot te duci în zona aia, încearcă să ajuți zona aia să crească cu ceva, să aibă ceva de câștigat de pe faptul că ajungi acolo. Cumpără din produsele locale. Nu te duci în supermarket. Nu veni cu port bagajul plin de produse de la București, de la companii multinaționale care nu le pasă de tine ca român sau ca persoană. Du-te în satul ăla, du-te și cumpără brânză sau cumpără produse locale de acolo. Sunt de 10 ori mai bune, mai sănătoase, sunt mai ieftine și pe deasupra ajuți comunitatea de acolo să crească, să treacă peste niște ani sau nu știu. Sunt foarte multe lucruri în care nu se face absolut nimic, ei trăiesc din asta. Dar îi ajut să te vadă bine, ăsta este de fapt și rolul competițiilor la regalimentare. Să încercăm să promovăm locurile de acolo. În momentul când vii cu toate lucrurile pregătite de acasă, nu mai ai parte de izul local. Și e foarte important. Asta e experiența locală. Și asta a fost și un lucru iar important în tura asta, că descoperi, încearcă să deschizi ochii și să nu trăiești să vii cu ticuri de acasă, cu un tipic făcut de acasă. Deschide ochii și încearcă și inima și ia ce ți se dă. Sau... Mi-a plăcut întotdeauna, sau în ultimii ani am învățat lucrul ăsta despre mine sau și încerc să transmit și altora, este... Avem limite, noi avem limite, dar este... Noi singuri ni le facem foarte jos. Deci suntem capabili ca și oameni, ca și ființe să mergem fantastic. Nici nu încercăm să ne testăm. Să atingem. Nici măcar nu le atingem. Și tot timpul ne limităm. Nu mai pot, nu mai fac. Totul constă, de fapt, într-o deschidere de perspectivă a minții. Încearcă să ai un nivel de acceptare a lucrurilor cât mai mare. Și iarăși încercăm tot timpul încercăm să găsim un vinovat sau, pentru orice se întâmplă, indiferent că e bun sau rău, încercăm să găsim un vinovat. Asta e o nebunie, o nebunie transmisă de media, în general, de media din prezent. Nu asta este important, nu vinovatul, este important atitudinea și ce faci ca să soluționezi problema în care te afli. Nu te ajută cu nimic că găsești un vinovat. Deci cu cât omul își deschide mintea și ochii și inima spre ceva, cu atât va avea mai mult de câștigat. Chiar și în alergarea montană. Ce greu e, ce grea a fost cursa de asta. Într-adevăr, a fost grea. Dificilă, tehnic, cu multă urcare. Dar asta te ajută să crești. Exact. Te duci să te bucuri, de fapt, de ceea ce... Da, toate astea vin în timp și prin exerciții. Dacă le iei brusc, ne-am trezit astăzi, vreau să fac alergare montană, mâine mă duc la toaca, la bate toaca, e clar vei avea un șoc. De asta se face și antrenamentul, de fapt. Nu? Antrenamentul se face ca să reduci, oricum vei suferi. Deci ca și cantitate de suferință și de chin, nu? E aceeași. Lucru bun la antrenament este că împarți cantitatea asta în mici bucățele. Dacă absorbi șocul din prima, fără nu ești pregătit. Ăsta, e clar, va fi dezamăgitor. Probabil nu o să mai continui. Dacă ar fi, acum pe final, oricum deja ai spus foarte multe din ce mesaje ai vrea să le transmiți. Nu știu, dacă mai ai ceva la care te-ai gândit, ce ai vrea să le... Nu știu, să le transmit sau, nu știu, o chestie care ai învățat-o sau o chestie... Da, sunt foarte multe de povestit, așa, și dacă te apuci, la început zici că nu
de fapt ce ai povestit, sau, dar după aceea când intri în, în toate astea și se, tot timpul se găsește ramifică. Așa e. Ce aș vrea să transmit? Încerc să transmit asta de, de 8 ani încoace și oamenii care vin și, de fapt, nu neapărat să vină în alergare montană sau în alergare, în sport, nu. Se bucure de ceea ce fac și ceea ce fac să facă cu pasiune, să se lupte pentru asta, că dacă renunți din prima, nu simți, nu trăiești. De fapt, viața noastră stă în luptă continuă cu ceva, cu ceva. Vom avea succese și eșecuri, dar este importantă atitudinea pe care o ai. Și, iarăși, un al doilea lucru pe care aș vrea să-l transmit este, avem nevoie de respect. Noi, ca persoane, avem nevoie de respect de la alții, iar alții au nevoie de respect de la noi. Ca persoane, ca natură, ca sport, ca competiții, prin atitudinea noastră trebuie să transmitem respect. Asta e, asta vrem. Respectul este foarte important. Prin asta a crescut alergarea montană, prin faptul că primii care suseau la Piatra Craiului au fost muștruluiți la un moment dat după ediția a doua și de la ediția a treia au venit și au stat acolo și au aplaudat. Și au venit copiii de la școala 1 din Zărnești și au aplaudat și au susținut concurenții și au arătat. Prin asta ei și-au arătat respectul pentru faptul că oamenii veneau în zona aia, alergau, făceau niște eforturi deosebite, alergau și-au arătat respectul pentru organizatori. Prin faptul că oamenii stau la premiere până la ora 10 seara, 11 seara sau concurenții, nu fac altceva decât să-și arate respectul pentru ceea ce echipa de organizare a făcut în ultimele două luni. Asta este, sunt mici. Sunt mici lucruri care se pot face și care, de fapt, creează diferența. Respectul este foarte important pentru orice. Faptul că te duci pe traseu și găsești un pet aruncat pe jos sau un gel, un ambalaj de ceva, este o lipsă de respect dată pentru organizator, pentru ceilalți participanți, este lipsa de respect pentru natură. Nu vrem asta. Vrem să avem oameni educați, vrem să avem, să muncim mai puțin după, eu ca organizator îmi doresc să muncesc mai puțin ca să repar lucrurile după ce s-a terminat cu competiția. Îmi doresc în același timp ca oamenii să se uite pe internet, să citească site-urile sau programele care se dau acolo, că sunt scrise pentru ei. Asta este iarăși un semn de respect. Faptul că nu poți să vii la o competiție și te gândești să anunți organizatorul ăla care își face tot felul de idei și încearcă să se pregătească foarte bine pentru tine acolo, este un semn de respect. Faptul că vii la concurs, te duci în natură, te pregătești cu orice, ai echipamentul care ți se cere, este un semn de respect. Este un semn de respect pentru salvatorii montani, este un semn de respect pentru organizatori, este un semn de respect pentru ceilalți concurenți care, dacă tu ai pățit ceva și nu ai echipamentul potrivit, vor trebui să intervină. Ăsta este rolul lor până la urmă, no. Dar în același timp poate lucrul ăsta poate fi evitat prin faptul că tu vii pregătit acolo. Și astea, toate astea sunt mici, sunt foarte mici lucrurile, dar sunt esențiale. Asta este respect. Super! Mulțumesc mult de tot pentru poveștile de astăzi și te așteptăm poate data viitoare cu... o ultimă întrebare, că începusem să vorbim despre acel filmuleț. Întrebarea e dacă, nu știu, ai un orizont de timp, cam când vor putea oamenii să-l vadă. Am făcut foarte multe fotografii, nu sunt un mare artist fotografic. Nu le poți face pe toate zile. Și am filmat foarte mult. Am avut o cameră GoPro și am avut o cameră mult mai performantă, ca și zoom, ca și una în același timp era și la Dani.
același timp, Dragoș Costea, cel care a realizat filmul de la UTF și e un amator și un mare pasionat de arta filmului, a fost prezent în câteva locuri. E destul de dificil ca să, pentru echipa de filmare să fie prezent acolo și să facă, să se încadreze ceva. Dar intenționăm pe viitor să mai mergem în câteva din cele din locațiile în care am fost, în care mi-a plăcut foarte mult și să încercăm să refaceți, filmăm ceva acolo. Mm-hmm. O să folosim și foarte multe imagini. Așa cum ziceam, nu sunt niciun cameraman deosebit, pentru că la un moment dat Dragoș s-a luat cu mâinile de tot. Strica filmele! Nu te mai mișca când filmezi, nu? Și mi-a transmis la un moment dat, mi-a transmis un set de 10 reguli. Ce să fac? Nu mișca camera mai repede de 3 secunde. Ține măcar să avem o imagine fixă, 3 secunde. Nu, fă zoom pe ea cu viteză, nu. Și am avut un set de reguli, pe care firește că nu am urmat de aproape, că numai de asta nu ți-ar dea. Dar este un proiect pe 2 ani, în vedere al filmului. Okay. Când am discutat cu Dragoș și i-am povestit de tură, a zis, băi, intru în asta, că îmi place ideea și... Eu zic că o să iasă, o să iasă un film interesant. Pot să spun că tot ceea ce am strâns, imagini, fotografii, sunt la el. Am înțeles. L-am văzut mai puțin. N-am apucat să ajung la el. Dar okay. O să mai mergem în câteva locuri. El a fost prezent și la Sarmi Segetuz acolo, deci chiar a fost și la plecare și la sesiune. Și am reușit să filmăm acolo. Iarăși a fost o rugăminte a lui. Eu, în general, nu prea îmi place să fiu bărbos, așa. Și odată, cel puțin, la câteva zile, îmi dau barba jos. Dar el a zis, cât durează tura asta? Te rog nu. Eu să nu-ți tai barba. Ca să vedem. Se vede foarte bine trecerea timpului. Mm-hmm. Toate astea. Să imagini cu mine, am luat destul de multe. Și când am ajuns înapoi la Sarmi Segetuz, adunase ceva. Transformat așa din om de... Nu știu când a...